Salutări, dragii mei prieteni, eu sunt Dodo și bine v-am regăsit la un nou joc, un joc destul de interesant, The Hunter, un joc de pe Steam, de pe calculator. Și uite, tocmai acum am auzit pași și ia, ce să vezi, în gât să-i trag. Bang! Și gata, e la pământ. Asta e, mă, nene, în gât. În gât pică imediat. Eu i-am tras și în cap, dar în cap nu pică așa repede. Au trebuit să-mi ceva bănuți. Hai că a fost bine. Un joc destul de interesant, un joc cumpărat de titișor, de nașu. El mi-a cumpărat jocul în urmă cu ceva timp. L-am mai și jucat odată, l-am jucat odată cu el în live. Dar cine știe, dacă vă place jocul și vreți un live și aveți cumva jocul și vreți să jucăm împreună cu mare drag și cu mare bucurie, să jucăm așa. Ia să vedem, mai vine vreo capră de asta. Mă vină vreo căprioară? Cu toate că... Da, mă, ia uite, ia uite, ia uite, ia uite. Ehe? Hai, vină un coace. Asta e bine, e bine. Când... Cam asta, așa trebuie să faci. Ai văzut că strigă? Te-ai pus jos? Adică pe cât râlă? Nu pe burtă? Și îl chem. Chem și tu cu drăcovenia aia. Cu jucăria. Te joci cu jucăria. Te joci cu jucăria. Și aștept să vină. Zici că nu trebuie să insiști prea mult. Dai și aștepți pentru că efectul e de un minut jumate. Adică un minut jumate trebuie să aștepți să vină căprioarele. Sau cine o veni. Hai, vii? Că de acolo s-a auzit. Un joc destul de interesant. Mai puțin și vreau să vă arăt și ceva la grafică. Grafica acum e setată undeva pe la un pic, e pe high, nu e pe ultra, unele pe mediu. Hai să vă arăt și armele, ce arme am. Am 4 arme mari și late. Cea mai bună este, nu, Hatsman, asta e cred că cea mai slabă armă. Whitlock model 86, asta e cea mai bună armă. Doar că nu am scop la aia, frate. Și ar mai fi Ranger. Și asta ar mai fi bună. Doar că cu niciuna din celelalte arme nu cade jos, frate, animalul. Din prima. Adică se dai una și să pice jos. Astea sunt scopurile și aici chestiile alea de chemat animalele. Animale, păsări, mă rog, capre, păsări sau rațe. Mai ai urs să chemi. Și așa mai departe, nu știu, eu nu le-am descoperit chiar pe toate, sunt de-abia level 9 după cum vedeți și voi. Nu pot să pun scop. Aia e rău. Rău, rău din tot. Așa că mulțumesc, Titișor, pentru joc, tată. Măi, e un joc interesant, chiar te prinde bine și e apropiat de realitate. Dacă ai făcut pași și ți-a auzit pașii, la revedere, a fugit vânatul. Nu mai ai ce să vânezi. Numai dacă te pui să culegi iarbă. Că iarbă e slavă Domnului. Ia să vedem puțin la grafică. Aici rezoluția, da, 1440p, adică 2K. Ia la grafică aici, vedeți, hai, ia să pun pe ultra, pentru că e ceva foarte, foarte tare. Și hai, aici e maxim și aici să spunem stropping la 16 și cam asta e. Și fiți atenți, acum... se mișcă mai cursiv. Au scăzut puțin FPS-urile, dar e mai cursiv. Ia uzi, căprioara. Vine, 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 vine. Ia uite. Și mai încă una în dreapta. Asta e jos? Ia o văd și pe alaltă. Da, de unde? Ia uzi-o cum fuge. A fugit. Aici chiar că trebuie să te bazezi pe sunet. Sunetul e la mare căutare. Fără sunet, nu prea faci mare lucru. Băi, mai au ceva pe acolo. Ar fi culmea să mai vină una. Dar nu prea are cum. Ele fug de obicei. Na, nu cred să mai fie. S-au ceva pași în depărtare? Mai e o chestie când apar iepurașii. Măi, iepurii aia tare mă derutau pe mine la început. Eu credeam că sunt căprioare și tot stăteam și mă uitam, dar nu vin.
Și se auzeau, frate, câte șase perechi de pași. Măi, dar zic, de ce ești, mă, nene? Unde sunt atâtea capre, dar nu văd niciuna? Când acolo erau iepuri. Și prin iarbă, mă rog, îi vezi și pe aia, îți dă și acolo puncte, deci poți să vânezi și iepuri. Dar, na. Uite și cu scopul. Dar degeaba, nu se compară cu arma aia. Mi-ar plăcut să am un pic de scop și pe arma aia. Dar nu se deblochează. Trebuie să se deblocheze, să faci ceva, să mai înaintezi în vârstă. Ca să-ți dea un scop. Că altfel, zice, lasă-l că vede bine. Ești tânăr, adică tânăr în joc. Nu mai trebuie scop, că tu vezi bine. Uite, 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 uite. Ia, 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 ia. Hai să trag una cu scop să vedem ce se întâmplă. Dar să vedeți că nu moare. Și după aceea umblă după ea, dacă o găsești. Că de obicei, dacă ai mult spațiu, uite cum urme pe aici, vedeți urmele, alea sunt urmele de pe jos. Nu mai găsești nimic. Măi, fraților, dacă aveți jocul, spuneți-mi și mie să jucăm împreună. Să facem un live cu jocul ăsta. Și vouă, dacă vă place și vreți, hai cu like, cu share, cu subscribe și bineînțeles să-mi spuneți în comentariu. Ia să vedem dacă reușesc. Ia să vedem. Cu arma asta, direct în gât, că în gât mare. Ai, mă, te mai mișca! Opa! Ia! A căzut jos, semn că am nimerit-o, dar a fugit. Na, du-te și caut-o acum. Ce să mai caut? Până încarcă și arma asta. Da. Încarcă mai greu arma asta. Aia altă încarcă repede, 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 repede. Merge rapid. Merge rapid și când merge rapid, tată, faci treabă, nu glumă. Ia vedem unde e căprioara. S-a fugit. Dacă nu o găsesc, o mănâncă hulpile. Hulpile, așa era unul care spunea hulpe. Mă zic, dar nu-i spune hulpe, îi spune vulpe. Cum să-i spună vulpe? Băi, așa îi spune vulpe. Da, serios? El nu știa și el zicea tot hulpe. Și după aceea a început să zică și el vulpe, dar când asta, tot hulpe. Adică... Măi, s-a auzit ceva? A zis de vreo trei ori vulpe, după aceea a uitat omul. Și tot hulpe. Așa că o mănâncă hulpile. Păi ce naiba să găsești în atâtea urme? Unde e? Pe care urme s-a dus căprioara noastră? A, asta nu mai găsesc. S-a dus. A, ce ciudă mie, mă, frate. Parcă merge mai repede când încarc arma. Alergă mai repede. Sau cu asta? Ia uite, de acolo s-a auzit zgomot. Aici e mai greu. În mod normal e bine să fii mai în pădure, așa. Să fie un pic, uite, și aici. Hai să vedem, uite, să iau așa un loc din partea asta. Să mă bag în niște cringe ar trebui. Ia uzi-l. Aha. Exact când vreau să mă opresc. Hai să te chem, să vedem, vii? Hai, băiții, că mai prindem una! Că pe aia la alta am scăpat-o. Am scăpat-o. Dacă nu aveam prea multe urme, mergeam să după urme. Dar așa pe care urme? Că nu mai știam. Că nu-și păstrează urmele. Merge așa în zigzag, ca beata. Adică e amețită și sare dintr-o parte în alta. Hai să dacă vine aici. Mă bag la umbră că e cald. Aici bate mai tare vântul. Ia-te, m-am noroc să vină aici. Aici e mai greu, v-am spus, în partea asta, că e câmp deschis. De obicei nu e bine să stai chiar așa în câmp deschis. Mă rog, le găsești și în câmp deschis, dar nu prea e bine. E bine să fie un pic așa mai... Adus cum era zona, era ideală. Aia era zona ideală. Acolo puteam să mai stau și mai prindeam vreo 5-6 capre. Sau mai vânam, mai umoram. Vânam, hai că sună mai bine, vânam. Nu? La vânătoare! La vânătoare de căprioare! Mă rog, dacă vă place, puteți să-mi spuneți, o să pot merge... Nu prea am arme, că m-aș duce la bizoni, unde sunt bizoni. Măi, văd ceva acolo sau nu? Să merg la bizoni, când ții arma așa, sau când pui binoclu, nu se mai aude foșnetul așa tare. Pentru că v-am spus, e un joc unde chiar te bazezi și pe sunet. Foarte mult te bazezi pe sunet.
Altfel nu faci nimic. Vine sau nu vine? Uite, uite. Mi se pare mie? Ia uite, bă, nene. Ia uite că am văzut ori, am văzut altceva și uite. Fiți atenți cum stă, cât e de realistic jocul ăsta. Cum stă cu urechea într-o parte să vadă unde a venit zgomotul. Uitați-vă și voi. Măi, e chiar realistic. Ia zi-mi ce face acum. A, gata, acum știe și a luat-o la fugă. Vedeți cum fuge acum? Pentru că a auzit sunetul. Iar stă să vadă ce se întâmplă. Iar trebuie să o chem să vină. Ați văzut cum a luat-o iar la fugă? E un pic frică pentru că e câmpul ăsta deschis. Vedeți că nu vine cum a venit alealtă atunci? Hai! Ia uite cum s-a băgat. Vedeți sub crengile alea? Stă la adăpost așa, e frică. E frică că e câmpul ăsta deschis. Hai vino că nu-ți fac nimic. Hai de vino. Hai vino. Ia uite mă cum stă, dar nu vine, frate. Hai căprioaro! Ța, 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 căpriță, ța. Vino încoa, nu te lăsa. Alo! Vino încoace, încoace către mine. Așa, 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 hai. Uite mă că nu vine, eu îi trag aici. Ia. Uite că pleacă asta, băi, frate. Mai bine trăgeam când a fost cu capul. Ah, asta am scăpat-o și pe asta. Mă, fratele meu. Hai că am noroc că nu sunt așa multe urme. Am lovit-o. Non-vital organ hit. Aoleu, cine știe cât alerg după aia. Adică nu i-am atins niciun organ vital. Asta înseamnă că s-ar putea să mai alerge mult și bine. Dacă nu dau de multe, multe urme, atunci e bine că o pot găsi. Opa. Uite sânge aici. Da. Și... Hai. Un cerb dacă aș găsi. Bun. A, uite-o, uite-o, am găsit-o. Vezi ce înseamnă dacă nu sunt multe urme? Că nu te derutează. Sau nu te derulează. Dacă nu te derutează, da, poți să mergi. Ia uite, am tras în omoplat. În coloană e cel mai bine. A picat jos instant. Uite, partea asta de aici, aici umblă cerbi mulți. Ia să vedem. Mă bag aici, asta e ridicată de mine, găsești materiale de construcție pe jos, plătești 2400 parcă de bănuți de ăștia din joc și gata, ți-ai ridicat chestia asta să stai aici. Aici am făcut niște, am vânat ca lumea din locul ăsta. Ia să vedem dacă am noroc. A venit odată, cred că vreo 15 capre pe aici. Odată, în același timp. Dar tot una am omorât, adică... Mă, văd ceva acolo? Mi se pare că am văzut ceva. Da, uite. Uite-l, tată! Uite-l, tată, cât e de frumos cerbul! Mamă, mamă! Mamă, ce frumos e! Mamă, unul din ăsta. Și pe coarne îmi dă bani ăsta. A scos bani mult de pe el. Și puncte și XP îți crește. Aoleu! Dacă îl prind pe ăsta, asta trebuie să fie aproape să-l nimeresc, să-l dau jos. Unde ești, mă, nene? Uite-l. Uitați-l și voi cât e de frumos, mă, nene, mă! Frumos ești! Ai de mine! Ai de mine! Ia să-l chem! Acum vine și ploaia asta, mă, frate, ce mă enervează! Putea să rămână ceața aia mai bine. Hai, vină un coace, te rog eu. Asta e distanța prea mare, degeaba trag. Aș trage degeaba. Nu aș face nimic de la distanța asta. A, mă, vină mai aproape. Plouă, frate, plouă și nu vine, pleacă. Bă, tu ești berbec, mă, frate, vină înapoi. E, de ăsta îmi pare rău, mă, nene. Hai, vină. A plecat. Hai, mă, nene, vină. Nu vine cumva. Ia, ia. Uite, băiatul, s-a pus pe jos. Și, mă, ești în călduri? S-a încălzit. Stă, face baie în ploaie. În partea aia e lacul.
Sau apă, nici nu știu, e lac, dar lac e. Hai, vino. E rău că bate vântul de la mine încolo. Bate spre el. Și duce mirosul și n-am spray-ul ăla. Este un spray cu care să dai să nu... Ia uite-l cum fluieră. Fluieră, mă rog. Hai să dau și eu cu jucăria. Hai, vino, te rog eu, vino. Vino, te rog eu. A, mă, nene, că filmez. Vino și tu să-ți dau un alt meclă. Dar nu aud de jucările astea mele că plouă. Ia. Na, e mirosul, e mirosul. V-am spus, e real. E realistic tare de tot jocul ăsta. Parcă prea realistic și mă enervează. Na. Hai să trag așa după el. Mai bine trăgeam când a fost în fața mea aia. Oh, cred că l-am ratat sigur. Dar asta e prea mică arma asta, nu fac nimic cu ea. Trag și eu așa să mă aflu în treabă. Ia. Da, ioc. Au, ce-a luat-o la fugă, mă, nene. Asta e, mamă, ce-aș fi vrut să-l omor. Nici nu mai vine înapoi, acum am făcut și gălăgie. Asta este, dragii mei, dacă vă place, hai cu like, hai cu share și cu subscribe. Și dacă cumva aveți jocul, rămâne să-mi spuneți. Să-mi spuneți și dacă vă place, dacă mai vreți un video sau live cu acest joc. Și până data viitoare, v-am salutat și v-am pupat. Pa, pa!